Situația facturării și a parametrilor de furnizare a agentului termic de la Asociația 216 se regăsește la o serie de alte asociații, deoarece Calorgal nu a respectat o serie de obligații ce și le-a asumat prin contractul încheiat între societate și asociațiile de proprietari. Am cerut o reinventariere. Noi, de fapt, la contractul care l-am semnat cu noua instituție, am făcut niște obiecțiuni, vreo 29 de puncte. Le-am discutat la ei. Câteva erau depășite sau nu țineau de dumnealor, dar contorizare, montarea aparatelor, limita de proprietate, ei voiau să o mute să, către noi, ca să avem noi grijă de aparatele dumnealor. Da. Și ne-au promis că le rezolvă. Contractul s-a semnat în 7 august cu Calorgalu. Da. Și de atunci și până acum le-am făcut două adrese. Ultima am făcut-o în 4 decembrie. Așa. Revenim la adresa, numărul, să ne contorizeze, să... Ce au rămas de rezolvat? Toate. Toate au rămas nerezolvate. Și deja s-a dat drumul la căldură. Da. Iar căldura se dă după ureche. De fapt, ei au o normă că fac media pe centru, pe punctul termic și ne facturează. În schimb, dacă comparăm o factură de la un bloc contorizat, o scară contorizată cu o scară necontorizată, vedem că diferența e foarte mare la factură. Și nu e normal lucrul ăsta. De ce scara e necontorizată? Necontorizată pentru că nu sunt aparate. Problema contorizării în asociația noastră, ca în altele, e greoaie, pentru că nu avem subsoluri, avem doar niște tuneluri tehnice, da. Și în acele tuneluri unde se pun aparate, fie că nu rezistă din cauza condensului, fie că se mai fură, s-au furat chiar de-astea, apometri. Pentru Calorgal, situația sistemului de încălzire este mai bună decât anul trecut, cel puțin în ce privește calitatea agentului termic. Parametrii de intrare a agentului termic oscilau cu câteva grade între zona din centru și cea din port, dar se estimează că diferențele se vor micșora în zilele următoare pe fondul unei bune funcționări a sistemului și a modernizării punctelor termice. Singura intervenție minoră a fost semnalată în cartierul Țiglina 1. Astăzi la prânz, parametrii de intrare a agentului termic dinspre electrocentrale erau între 77,6 în extrema magistralei 1 în zona port și 81,3 grade, 5 grade în zona Aurel Vlaicu și în cartierul Dunărea. Pentru la noapte așteptăm o creștere de câteva grade pentru a compensa diferența de temperatură de peste zi. Sunt parametrii impuși? Întotdeauna e loc de mai bine, dar suntem foarte mulțumiți de ce avem. Mai cu seamă de faptul că, cel puțin în ultimele zile, nu au mai fost semnalate niciun fel de avarii. Aici vorbim strict despre ce se întâmplă la punctele termice, intrare și ieșire. Unele sunt modernizate, altele nu sunt modernizate. Atenție, toți acești parametri sunt pe puncte termice modernizate pe care le-am luat. Deci ăștia sunt parametrii de la SC 81, de la PT1, de la SC 53. Pentru că așa... Da, sunt modernizate acestea. Probleme de avarii? Nu, n-am avut nici pe rețeaua noastră, nici pe rețeaua principală, pe rețeaua CET. Nici pe cea secundară, nici pe cea principală. Asta noaptea a fost o intervenție de câteva ore în Țiglina, dar undeva în jurul orei 2:30 s-a rezolvat. Avaria a fost raportată la 11 noapte. Pentru mine, câți ani am trăit la blocul ăsta, e mai bine acum față de înainte. Am căldură. Vă rog să mă credeți că mai fac și economii la bucătărie, la baie. Când am nevoie să fac un duș, închid caloriferul. Da. N-are rost.